La salon sunt prezentate peste 100 de modele noi de mașini din China, Marea Britanie, Germania, Franța, Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia. Vizitatorii sunt atrași de designul futurist al unor modele, de bordul digital și zero emisii, dar și de prototipuri ale viitoarelor mașini, cum sunt și aceste modele de taxi zburător cu care ai putea ajunge rapid la aeroport sau mașini cu elice. Unele prototipuri ar urma să fie puse în vânzare în acest an. Potrivit unui studiu în domeniu, peste jumătate din prototipurile de mașini zburătoare provin de la companii chineze, care produc pe scară largă vehicule electrice și bateriile aferente. Piața auto din China este una dintre cele mai râvnite pentru producătorii mondiali de mașini, fiind cea mai mare în privința numărului de modele vândute, potrivit unor informații Reuters.